Melchisedec acesta, care n-ați putut dormi azi noapte de gândul că nu știți cine e Melchisedec. Probabil că în vremuri ca astea nimeni nu visează la el, nimeni nu-și pune întrebări legate de el. Cu toate acestea, în miezul cărții Evrei, el apare ca personajul central, cel mai important, de care atârnă tot ce noi putem avea vreodată. Tot ce putem avea vreodată. Dacă țineți minte, suntem într-o călătorie, am început undeva în afara porții împărăției, ca neîmpăcați cu Dumnezeu, nenăscuți din nou, dar apoi prin mila lui Dumnezeu și lucrarea lui prin Duhul Sfânt ne-a născut din nou de sus din Dumnezeu și am început să urcăm spre cele desăvârșite. Oricine nu se hrănește decât cu lapte rămâne un prunc. Pruncia este o perioadă normală în viața creștină, dar să întârzi prea mult în ea este o tragedie. Am primit din Statele Unite un mail cu un strigăt de rugăciune și poate după masă ne vom ruga pentru el. Un copilaș s-a născut înainte de 6 luni și medicii nu i-au dat decât 10% șanse. Primele 3 săptămâni a mers fantastic, după care s-a întâmplat ceva. Și părinții ne roagă să-l purtăm în rugăciune, Ben Samuel. Dar cam așa se întâmplă și în viața creștină. Vii la Domnul, primele câteva luni lucrurile merg bine, după care te plafonezi, te oprești și rămâi un prunc în cele spirituale. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, rămâne un prunc. Hrana tare, spune Scriptura, este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. În miezul epistolei, în capitolele 5 la 10, autorul ne vorbește despre hrana tare și ea se învârte într-un fel, se leagă de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Un adevăr lângă care am vrea să stăm astăzi este cel pe care l-am citit în primele capitole din Evrei, dar pe care îl realizează Domnul Iisus Hristos pentru noi. Am fost creați de Dumnezeu ca să stăpânim lumea viitoare. Am fost creați de Dumnezeu ca să stăpânim lumea viitoare. Este adevărat că cel ce primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii va domni în viață împreună cu Hristos. Dar noi am fost creați pentru mai mult decât 50, 60, 70, cei mai tari 80 de ani. Noi am fost creați pentru o altă realitate. Dumnezeu ne-a plămădit din țărână, în schimb ne-a plămădit după chipul Lui ca să trăim o veșnicie cu El. În fața voastră aveți o imagine care ar reprezenta noul Ierusalim coborându-se din cer, doar ca să vă aducă mereu aminte de destinația pentru care ne-a creat Dumnezeu și spre care mergem. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim, bancă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să se aducă aminte de El și ca să-L cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, notați vă rog, l-ai făcut pentru puțină vreme, mai pe jos de îngeri, cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne-a plămădit pentru acum și aici, ci ne-a plămădit pentru a stăpâni lumea viitoare alături de El. Puțin asta vreme care se cheamă viața trăită în trup este pregătirea noastră pentru a stăpâni lumea de dincolo. L-ai pus peste toate lucrările tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, dar ne-a lăsat libertatea să alegem între viață și moarte, între păcat și ascultare, între neascultare și ascultare. Odată ce am ales neascultarea de Dumnezeu, păcatul ne-a atins și ne-a stricat în mod iremediabil. Ne-a stricat în mod iremediabil și nimic nu ne-a mai putut repara. Dumnezeu ne-a dat un legământ, vechiul legământ, ca să ne apropiem de El. Dar vechiul legământ este nedesăvârșit, neputincios. Nu ne poate face compatibil cu lumea viitoare, cu împărăția lui Dumnezeu. Legământul este un cadru, un sistem pe care Dumnezeu le-a gândit și l-a pus la dispoziția noastră ca să ne apropiem de El. Moise, când a fost invitat pe munte în prezența lui Dumnezeu, a văzut ceva. Dumnezeu i-a imprimat pe retină și în suflet adevărurile respective. El a coborât jos de pe munte și a pus în acțiune lucrurile acestea, a construit cortul întâlnirii, casa lui Dumnezeu. Dumnezeu a coborât în cortul întâlnirii.
și a vorbit din cor. Dacă cineva vrea să se apropie de Dumnezeu, astea sunt condițiile venirii la El. Dar vechiul legământ, sau ceea ce Moise a adus pentru noi de la Dumnezeu, a fost gândit de Dumnezeu pentru o vreme. Cu alte cuvinte, are un termen de valabilitate. Odată termenul de valabilitate depășit, legământul acela nu mai poate sluji la absolut nimic. Pe pământ, scrie Evrei, capitolul 8, versetele 4 înainte, sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor viitoare. Observați, tot ce aici pe pământ este o umbră în așteptarea realității, a trupului. După poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul, ia seama, i-a zis, să faci toate după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Evrei, capitolul 9, versetul 10. Ele, deci tot ce se făcea aici pe pământ, sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și feluri de spălături, până la o vreme de îndreptare. Observați termenul de valabilitate a Vechiului Testament sau Vechiului Legământ. Ce nu putea face Vechiul Legământ pentru cei care se închinau în cadrul lui Dumnezeu sau încercau să se apropie de Dumnezeu? Ascultați-l pe Pavel în capitolul 15 din Corinteni, scriind Corintenilor, ce spun eu fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Indiferent cât aș dori să intru așa cum sunt acum în prezența lui Dumnezeu, dragii mei, eu sunt într-o stare incompatibilă cu împărăția lui Dumnezeu. Deși am fost creat să o stăpânesc, am fost creat pentru ea, păcatul a stricat ceva în mod iremediabil în mine și nu mai am ce căuta în prezența lui Dumnezeu. Omul, de când este istoria, a încercat să renoade firul cu Dumnezeu și așa au apărut religiile, dragii mei. Dar religia nu mântuiește pe nimeni, religia nu te poate duce nicăieri, nici cea mai bună dintre ele, care a dat-o Dumnezeu prin Moise. Este doar până la o vreme de îndreptare. În discuția sa cu Nicodim, Domnul Iisus îi spune acestui învățător al legii, dacă Nicodim nu știa și dacă Nicodim nu avea cei mai buni în religia dată de Dumnezeu prin Moise, cine altcineva s-ar fi putut lăuda cu aceste lucruri? Și cu toate acestea, Domnul Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mirea că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vechiul legământ nu poate oferi omului nașterea din Duh, nașterea din nou, nașterea din Dumnezeu. De aceea toți credincioșii Vechiului Testament au rămas cu situația neîncheiată, au rămas în anticamera cerului, au rămas în așteptarea aceluia care poate să facă mai mult decât a făcut Vechiul Legământ pentru ei. Deci autorul se uită la om, omul care a fost creat să stăpânească lumea viitoare și spune dezamăgit, totuși acum încă nu vedem că toate sunt supuse. Din pricina păcatului, dimpotrivă, toate ne supun pe noi. Suntem robii lucrurilor între care trăim. Dar dintr-o dată privirea lui se îndreaptă spre unul dintre noi, spre acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, deci a fost coborât între noi, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu, adică pe Iisus. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu El să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Observați, Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat cu intenția de a ne aduce la slavă, de a stăpâni lumea viitoare. Și căderea nu l-a împiedicat pentru că el avea soluția înainte ca să ducă lucrurile mai departe, să ne scoată din groapa în care ne-a dus păcatul. Deci se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor.
Și după ce a fost făcut desăvârșit, continuă capitolul 5, versetul 9, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui. Și am ajuns la cuvântul acela care nu v-a interesat azi noapte, Melchisedec. Mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Și textul spune, Melchisedec acesta rămâne mare preot în viac. Veți vedea un pic mai târziu, în capitolul 7, că fără un mare preot care trăiește pururea ca să mijlocească pentru tine, în fiecare moment nu există mântuire. Jertfa lui nu-i suficientă, dragii mei. Lângă jertfa lui trebuie adusă mijlocirea lui de mare preot. Așa a primit iertare orice om pe fața asta de pământ și în vechiul legământ și doar așa suntem și noi iertați și desăvârșiți, făcuți compatibil cu împărăția pe care o vom stăpâni. Melchisedec acesta, întrebarea mea în dimineața asta este care dintre ei? Biblia pomenește de două ori despre Melchisedec. Aveți înaintea voastră imaginea istoriei. Autorul scrie undeva înainte de anul 70 și se întoarce și privește istoria. Dacă vedeți axa timpului, aveți mileniile în ea, în jurul lui 500 este Zaharia, în jurul lui 1000 este David, în jurul lui 1500 înainte de Hristos este Moise și Aron și pe la 2000 este Avram. Acolo în istoria lui Avram, în 4 versete, este pomenit un Melchisedec, împăratul Salemului. Dar interesant este că 1000 de ani mai târziu, împăratul David, proroc al Domnului, vorbește din nou despre Melchisedec. Acum textul spune, Melchisedec, acesta rămâne în viac. Întrebarea mea este, care dintre ei? Dați-mi voie să iau pe rând. Melchisedecul de pe vremea lui Avram. Avram și Lot s-au despărțit. A fost o ceartă, aveau multe vite și n-aveau unde le pășuna. Lot a luat câmpia Sodomei ca o grădină binăunată a Domnului. Dar au venit împărații Șinearului și ei n-au venit după Avram, că Avram stătea acolo în corturi undeva pe povârnișurile dezgolite de iarbă, printre pietre. Ce să ia de la el? Au coborât acolo, în grădina binăudată a Domnului, în Sodoma și Gomora, și au luat toate bogățiile Sodomei împreună cu Lot și toată casa lui. Când Avram aude lucrul acesta și înarmează oștenii sau slujitorii din casa lui, mai ia câțiva vecini, cade peste ei într-o noapte, le ia toate averile, toată prada de război și oamenii se întoarce spre casă. Când se întoarce spre casă, este întâmpinat sau doi oameni pornesc în întâmpinarea lui. Pe de o parte este Melchisedec, împăratul Salemului, Ierusalimul de mai târziu, pe de altă parte vine împăratul Sodomei. Dumnezeu temporizează lucrurile în așa fel încât Melchisedec să ajungă înaintea împăratului Sodomei. Fiecare avea ceva de spus lui Avram. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Notați, vă rog, binecuvântarea. Asta s-a lipit de inima lui Avram. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul cel prea înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram a dat zeciuială din toate. A terminat cu Melchisedec și a venit următorul la rând. A venit împăratul Sodomei. Împăratul Sodomei a zis, dă-mi oamenii, țineți bogățiile pentru tine. Avram a răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului. Asta l-a împrumutat din gura lui Melchisedec. În adins Dumnezeu l-a trimis cu un pas înaintea împăratului Sodomei să-i imprime în suflet un adevăr pe care Avram îl știa. Când el a fost chemat, a fost chemat să fie binecuvântat nu de oameni, ci de Dumnezeu. Te voi binecuvânta foarte mult, îți voi înmulți foarte mult sămânța. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Avram a fost chemat să dea, să binecuvinteze, nu să fie îmbogățit. Și el continuă, jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici o curea de încălțăminte. Ca să nu zici, am îmbogățit pe Avram, nimic pentru mine. Afară de ce au mâncat flăcăi și partea oamenilor care au mers cu mine, anere, școli și mambre, ei pot să-și ia partea lor. Melchisedec acesta rămâne preot în viac?
probabil, nimeni nu știe cine este acest Melchisedec, sau Melchisedec celălalt. Spuneam că există doi menționați în Biblie. Al doilea este menționat de David în unul din profețiile lui, din Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul cârmuirii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău vine plin de înflăcărare când îți adun oștiria, cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, după rânduiala sau în felul lui Melchisedec. Dacă mă întreb care, răspunsul Scripturii este acesta. Acest fiu al lui David, acest descendent al lui David, promis de Dumnezeu în legământul davidic, Melchisedec, acesta rămâne preot în veac. David a primit din partea Domnului o promisiune pe care Scriptura o numește legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu David. Unul din fiii lui urma să primească o cinste absolut unică din partea lui Dumnezeu. Știți cum s-au întâmplat lucrurile? David și-a terminat casa, o casă de piatră și lemn de cedru și el vede că Domnul, chivotul, tronul lui Dumnezeu este într-un cort. Și n-are liniște și îl cheamă pe prorocul Natan și îi spune, Natan, vreau să fac Domnului o casă. Foarte bine, fă-o! Nu pleacă bine Natan și Domnul îl bate pe umăr și spune, du-te înapoi și spune lui David că nu-i dau voie să-mi ridici o casă, are mâinile mânjite cu sânge. Dar vreau să-i spui din partea mea ceva. Și vine Natan și spune, îți vestesc că Domnul îți va zidi o casă, o familie, o dinastie. Când ți se vor împlini zilele și când te vei duce la părinții tăi, voi ridica sămânța ta după tine, și anume pe unul din fiii tăi, și voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și voi întări, notați vă rog, pe vecie scaunul lui de domnie. Deci el va fi un împărat veșnic, cu o împărăție veșnică, cu un scaun de domnie veșnic. Eu îi voi fi tată, el îmi va fi fiu. Și nu voi îndepărta bunătatea mea de la el, cum am îndepărtat-o de la cel dinaintea ta. Îl voi așeza pentru totdeauna în casa mea și în împărăția mea, scaunul lui de domnie va fi întărit pe vecie. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta. Ce-a promis Dumnezeu lui David? Un scaun de domnie veșnic pentru unul din urmașii săi și un împărat preot. Și lucrul acesta era o noutate absolută. Imediat după moartea lui Moise am văzut că Dumnezeu separă împărăția de preoție. Îl ia pe Iosua și le așează sub porunca lui Eliazar, marele preot. Și nimeni vreodată n-a încercat să o facă, afară de împăratul Ozia, pe care Dumnezeu l-a umplut de lepră, pentru că a intrat în templu să tămâieze. Cu alte cuvinte, preoția venea pe linia levitică, împărăția venea pe linia lui Iuda, pe linia lui David. Psalmul 110:4 spune, Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Dar psalmul începe așa, Domnul a zis Domnului meu, David vorbește, sunt trei personaje, Domnul Dumnezeu, Domnului David și David care scrie psalmul. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea. Ce înseamnă asta? Tronul lui Dumnezeu, dreapta măririi din locurile prea înalte, până voi pune pe toți vrășmașii așternut al picioarelor tale. Și despre acesta spune, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Cu alte cuvinte, Melchisedec acesta de la dreapta Domnului rămâne în veac. De el avem nevoie. El poate să ne facă compatibili cu lumea viitoare pe care o vom stăpâni. Dacă a fost nevoie de un alt preot, când preotul se schimbă sau preoția se schimbă, se schimbă și legea. Vă spuneam, în termenii noștri, dacă cade domnul Boc, primul ministru, cade întregul guvern. Cele două merg împreună, așa e și aici. Marele preot este garantul legământului, legământul este întregul sistem. Când marele preot este schimbat, întregul sistem este măturat deoparte. Dacă privesc încă o dată istoria împreună cu autorul evreilor, uitați-vă felul în care face el teologie. În primul rând, există un canon, K,
cărțile din Scriptură, care sunt așezate într-o anumită ordine, respectând o cronologie anume. De aceea am și pus anii pe axa timpului, 2000-1500, venirea lui Hristos, anul 70 de rămână templu și noi trăim prin anul 2000 după Hristos. Autorul nostru, citind Scriptura, ajunge la anul 1000, la David. Și-l aude pe David profețind, Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac. După care zice, după rânduiala lui Melchisedec, cu alte cuvinte, Duhul Domnului sare peste preoția aronică, peste Moise, Aron și tot sistemul vechiului legământ. Autorul, făcând această observație, pune o întrebare pertinentă. Oricine ar fi putut să o pună. Versetul 11. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot, după rânduiala lui Melchisedec, nu după a lui Aron? Odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii, a cadrului în care un om se poate apropia de Dumnezeu. Deci textul ne spune, dacă desăvârșirea, ce înseamnă desăvârșirea? Ești desăvârșit când ești compatibil cu împărăția lui Dumnezeu, compatibil cu lumea pe care trebuie să o stăpânești, când s-au rezolvat toate problemele care te-au exclus din lumea aceasta, te-au făcut străin față de ea. Asta este desăvârșirea. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, n-ar mai fi fost nevoie ca Dumnezeu să aducă un alt fel de preot și să aducă un alt cadru, un alt legământ. Dacă priviți imaginea din fața voastră, am cortul ceresc și am umbra, sau dacă vreți, cortul lui Moise și, sau templul de mai târziu al lui Solomon, dar tot acest sistem n-a putut să ne facă potriviți pentru lumea pe care o vom stăpâni. Și de aceea Dumnezeu a trebuit să aducă un alt preot și un alt cadru, un alt legământ. Scriptura îl numește noul legământ. Vechiul legământ era așezat pe câțiva piloni. Templu, în templu era garantul legământului, marele preot, el aducea dimineața și seara jertfa necurmată, erau curățirile și sărbătorile. Și în jurul acestor lucruri se aduna cadrul care l-a ajutat pe Israel să vină spre Dumnezeu. Dar toate acestea au trebuit schimbate când s-a schimbat marele preot, pentru că problema vechiului legământ, nedesăvârșirea, zădărnicia vechiului legământ este legată de nedesăvârșirea marelui preot. În capitolul 5, primele versete, s-a subliniat lucrul acesta. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rădăciți, fiindcă și el este supus slăbiciunii. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe pentru păcatele lui, cât și pentru păcatele norodului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci eu dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-al loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Și autorul Evreilor, în capitolul 7, versetul 13, se oprește în dreptul acestui tu, ești preot de acum, o persoană istorică, este vorba de Domnul Iisus. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului, căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Învierea Domnului Iisus Hristos din morți l-a făcut beneficiarul profețiilor vechiului legământ. A dovedit că El este Cel despre care a vorbit David în Psalmul 110. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă din pricina neputinței și zădărniciei ei. Vă rog să notați
trei cuvinte, se desfințează, neputință și zădărnicie. Deci tot ce ține de vechiul legământ este neputincios și zadarnic. Nu poate aduce pe nimeni în starea de compatibilitate cu lumea viitoare pe care trebuie să o stăpânim. De aceea Dumnezeu a trebuit să aducă un alt preot și un alt legământ. Și spune, legea n-a făcut nimic de săvârșit, pe de alta se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dacă îmi priviți imaginea din fața voastră, Scriptura desfințează vechiul legământ, cu tot ce ține de el. Tăiere împrejur, sărbători, curățiri, nu lua, nu gusta, nu atinge, toate astea sunt desfințate, dragii mei. Și se pune în loc o nădejde mai bună, un nou legământ prin care ne apropiem de Dumnezeu. Dacă vrei să stăpânești lumea viitoare, alege legământul mai bun, singurul care te poate duce în prezența lui Dumnezeu, te poate face compatibil cu lumea lui Dumnezeu. Vechiul legământ s-a desființat pentru că și-a împlinit menirea, a venit împlinirea vremii, a venit ceasul în care data de expirare a devenit astăzi și noi privim la data asta de expirare în trecut. Pe vremea lui Pavel, toată lucrarea lui era scurmată de iuzaizatori. El care a înțeles ce a dus noul legământ, propovăduia libertatea în Hristos. Veneau iudaizatorii pe urmele lui și spuneau tuturor, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. A, dar cu tăierea împrejur veneau o mulțime de alte lucruri. Țineți minte, când era în Galatia, s-a așezat la masă împreună cu galatenii, a venit și Petru. Și Petru a început să mănânce și el împreună cu neamurile, până când au venit iudaizatorii de la Ierusalim. Și atunci Petru s-a sculat de la masă și s-a tras deoparte. Pavel n-a mai putut rezista, s-a ridicat în public și l-a mustrat pe Petru în fața tuturor. Dragii mei, presiunea era incredibilă din partea celor care te trăgeau înapoi în vechiul legământ. Dar asta am scăpat de povestea tăierii împrejur. Dacă o faci, o faci de dragul tău sau pruncilor tăi. Dar azi sunt nenumărați oameni care vin și spun, mai devreme sau mai târziu, când stai de vorbă cu ei, dacă nu ții sabatul, nu poți fi mântuit. Am avut un prieten, băiat frumos, în anii 70-80, cred că era, l-am cunoscut, a venit la mine, venea târziu, că venea de la servici și discutam ceasuri în șir, până pe la miezul nopții, norica se ducea să se culce. Și au trecut săptămânile, m-am dat seama că ne învârtim în jur, că el a venit să discutăm despre Domnul Iisus. Cum să nu discuți cu el despre Domnul Iisus? Și când mi-am dat seama că lucrurile se întind și nu mai progresăm, am zis, uite, dragul meu, cred că trebuie să punem capăt lucrurilor. În momentul acela s-a schimbat la față și a adunat toată muniția și mi-a spus în 5 minute ce putea să-mi spună la început și n-a făcut-o. Dacă nu ții sabatul, nu ești mântuit. Spuneți-mi, câți oameni astăzi nu cred într-o religie a lui, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Ca și cum, prin eforturile noastre, prin ritualurile noastre, am putea să ajungem compatibil cu lumea lui Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura? Toate acestea au fost desființate. Desființate. Noi nu mai suntem sub puterea lor, sub legea lor, noi putem învăța de la ele. Deci Pavel scrie galatenilor, rămâneți dar tari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Ce trebuie să știu este că nu pot amesteca legămintele, nu pot lua de aici, muta dincolo, nu pot face lucrul acesta. Acestea au fost desfințate și înlocuite cu unul nou. Mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea. După care Pavel se uită în ochii lor și le spune, voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Căci noi prin Duhul așteptăm, prin credință, nădejdea neprihănirii, le scrie Pavel. Dacă mă întorc în textul din Evrei, în dreptul Domnului nostru Iisus Hristos, mare preot după rânduiala lui Melisedec, el vine și mai face o precizare, autorul, fiindcă lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ. Cât de serioasă trebuie să fie problema ca Dumnezeu să jure pe el însuși.
lucrul acesta nu s-a făcut fără jurământ. Pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus s-a făcut mare preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Și prin chiar faptul că prin chiar faptul acesta s-a făcut chezașul, garantul unui legământ mai bun. Un legământ care poate termina pentru tine lucrarea de care sufletul tău are nevoie. Versetul 23. Mai mult acolo au fost preoți în mare număr pentru că moartea îi împiedica să rămână pururia. Dar El, Domnul nostru Iisus Hristos, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să ne mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși, înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus pe sine însuși jertfă. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supus slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie. Am pornit la drum făcând o afirmație. Dumnezeu ne-a creat din humă, e adevărat, din lut, dar a suflat suflare de viață și ne-a creat după chipul și asemănarea sa ca să ne facă să domnim, să stăpânim în lumea viitoare. Pentru asta am fost creați. Cu alte cuvinte, viața nu-i doar alergarea asta de pe pământ, zbaterea asta în noroiul zilor noastre. Viața, dragii mei, este pregătirea pentru o altă realitate. Și dacă suntem veșnici, pentru că suntem din Dumnezeu, singura poveste sau singura alegere pe care o putem face este ce se va întâmpla după. Vom intra pe porți în cetate sau vom fi aruncați în iazul de foc care arde cu foc și pucioasă? Da, Dumnezeu ne-a creat ca să stăpânim lumea viitoare, dar prin protopărinții noștri, păcatul a intrat în lume și prin păcat a intrat moartea, adică despărțirea de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am devenit incompatibil cu lumea viitoare. Păcatul, dragii mei, a stricat ceva în mod iremediabil în ființa noastră. De aceea spune Pavel, ce vă spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Poți să te străduiești să faci ce poți mai bine cu carnea asta și cu sângele tău. Poți avea grijă de el, poți să... Odată atins de păcat, și toți am fost atinși de păcat, noi suntem incompatibili cu împărăția lui Dumnezeu. Și Pavel continuă, putrezirea, asta ne așteaptă pe toți viermii, putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. De aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, singurul care ne poate răscumpăra, readuce pe linia pe care Dumnezeu ne-a plănuit, singurul care ne poate face moștenitori, stăpâni ai lumii viitoare. Ce a trebuit să facă El? De ce am cântat, ce mare ești, ce mare ești, ce mare ești? Dragii mei, El este mare, nu că ne-a umblat smerit printre noi, nici nu l-am băgat în seamă, ne spune Scriptura, ci pentru că a fost singurul de pe planeta aceasta, din univers, care a putut face pentru noi ceea ce nimeni altcineva nu poate, n-ar fi putut și nu va putea face. În primul rând, El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pentru că a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. El a putut muri pentru păcatele tale și ale mele. Altfel a trebuit să moară ca și Aron pentru propriile lui păcate. Dar Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, care a umblat printre noi plin de har și de adevăr, a putut să încarce cu păcatele noastre, să bea paharul până la fund și pe cruce să plătească pentru păcatele tale și păcatele mele.
Dacă nu vii la El, n-ai nicio soluție pentru păcatele tale. În al doilea rând, păcatul îl săvârșim împotriva lui Dumnezeu. Ca fiul risipitor, trebuie să recunoaștem și noi. Am păcătuit împotriva cerului, în primul rând. Deci dacă am păcătuit împotriva cerului, toate păcatele noastre, de latitudini, motivații, gânduri, vorbe, fapte, totul se adună în prezența lui Dumnezeu și există un zapis cu porunci care este împotriva noastră. Când Dumnezeu zice, Beniamin, fără gău, dragii mei, eu n-aș vrea să mă uit la lista aceea, ce-i pe ea. Pentru că toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toate păcatele mele, ale tale, ale tuturor, de la Abel începând, de la Adam începând, sunt înaintea lui Dumnezeu. Cineva a trebuit să meargă în templul Ceresc, să-l curețe de păcate, așa cum ne învăța marele preot, odată pe an o face aici pe pământ. Numai întrupatul fiul al lui Dumnezeu a putut să o facă. A fost omorât în trup, a înviat în duh, în care s-a dus, a făcut curățenia în templul Ceresc, a luat păcatele și le-a deșertat în domeniile lui Azazel. În al treilea rând, a trebuit să învie din morți ca dovadă a neprihănirii lui. Dragii mei, El a fost dat din pricina păcatelor noastre. Dar a înviat pentru că El n-a avut păcat, de aceea a înviat. Moartea nu l-a putut ține. El a trebuit să fie dovedit înaintea întregii lumi că este vrednic să facă ispășire pentru păcatele omenirii. În al patrulea rând, a trebuit să fie numit mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Între un om și Dumnezeu e nevoie de un mijlocitor. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dar acest om Iisus Hristos s-a făcut desăvârșit pentru a putea face această mijlocire. A fost numit mare preot când s-a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. În al cincilea rând, în seara învierii, a venit, a intrat prin ușile încuiate, s-a oprit în fața ucenicilor, le-a arătat mâinile și coasta sa, după care a suflat peste ei Duh Sfânt. Cu alte cuvinte, El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt, Cel ce redeschide porțile împărăției pe care le-a închis Dumnezeu pe urma noastră când ne-a scos afară din Eden. La moartea Lui pe cruce, catapeteasma s-a rupt în două, de sus și până jos, și li s-a făcut invitația să ne întoarcem acasă. În capitolul 10 va sublinia autorul faptul că este o cale nouă și vie până în locul preasfânt, până în prezența lui Dumnezeu. În al șaselea rând, dacă toate cele cinci de până acum privim înapoi la ele, sunt acțiuni trecute și terminate, al șaselea lucru este un prezent continuu care trebuie să ne însoțească de-a lungul vieții noastre, dacă vrem să devenim compatibili cu împărăția lui Dumnezeu, să stăpânim lumea viitoare. Fiindcă trăiește pururea, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea ne poate mântui în chip desăvârșit, fiindcă trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Cu alte cuvinte, am nevoie de mijlocirea Lui permanentă. Fără prezența Marelui Preot, n-am absolut nicio șansă înaintea Lui Dumnezeu. Marele meu Preot este Cel care îmi garantează isprăvirea, terminarea procesului, desăvârșirea mea. Dați-mi voie să închei cu câteva versete pe care le știm, din capitolul 4. Astfel, fiindcă avem un mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați în vreme de nevoie. Vreau să vă spun că trăim în vremuri de nevoie. Trupurile noastre, odată atinse de păcat, ispitele au putere asupra noastră. Nu este unul dintre noi care nu va cădea mai devreme sau mai târziu. Întrebarea mea este, ce te-ai face fără jertfa și mijlocirea Marelui Preot? Singura mea șansă să mă ridic, să merg mai departe. Și într-o bună zi, îmbrăcat cu neprihănirea Lui, Tatăl să mă primească
în împărăția pe care o voi stăpâni, compatibil cu cerul, cu împărăția lui Dumnezeu, bun să primesc în stăpânire 10 cetăți sau 5 cetăți, depinde ce am făcut aici pe pământ. Depinde ce am făcut aici pe pământ. Ne rămâne un singur lucru de făcut. Domnul Iisus a făcut restul. Ne rămâne să ne apropiem de Dumnezeu prin El. Prin El. Dacă ne apropiem de Dumnezeu prin El, nu prin meritele noastre, nu prin realizările noastre, dacă avem smerenia să recunoaștem că, de fapt, tot ce avem, avem prin El, dragii mei, tot ce are El va fi și al nostru. Tot ce are Tatăl este al meu. Și ce este al meu, vă voi da și vouă când veți cedea cu mine pe scaunul meu de domnie, spune Domnul Iisus Hristos bisericii din Laodiceea. Sunt multe religii în lume, sunt multe căi care se oferă omului. Dragii mei, din păcate, Domnul Iisus Hristos a avut curajul să spună: a mea este altfel decât toate celelalte. Nu, nu. Nu duc toate lucrurile spre Dumnezeu, toate drumurile spre Dumnezeu. Există o singură cale, un singur nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți. Și aceasta este lucrarea desăvârșită a Domnului nostru Iisus Hristos. Slăvit să fie numele. Amin. Amin.